Astăzi este 14 septembrie, iar în calendarul sănătății este marcată Ziua Mondială a Dermatitei Atopice. Pacienții care suferă de această afecțiune cutanată cronică sunt predispuși și la afecțiuni alergice. Și discutăm cu doamna doctor alergolog Adriana Nicolae despre această zi importantă. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la Știrile Dimineții. Anul acesta, Ziua Mondială a Dermatitei Atopice se desfășoară în jurul ideii If You Only Knew. De ce această idee și explicați-ne, vă rog, conceptul? Ideea de și dacă ai ști surprinde de altfel suferința și afectarea gravă a calității vieții pacienților care suferă de dermatită atopică și aici discutăm de un segment. Încercăm să refacem această legătură care s-a întrerupt din păcate. Așadar, este Ziua Mondială a Dermatitei Atopice, este o afecțiune cronică, iar oamenii care suferă, pacienții care suferă de această afecțiune, sunt predispuși și la dermatite alergice. Este conexiunea dintre dermatita atopică și alergii, este cunoscută drept triada atopică, aceasta include dermatita atopică, astmul bronșic și rinita alergică și toate aceste afecțiuni vin pe un fond de hipersensibilitate alergică. Doamna doctor Adriana Nicola este din nou în legătură directă cu noi. Revenim la ceea ce ne explicați puțin mai devreme, doamnă doctor, ideea de If You Only Knew. Și dacă ai ști, înseamnă de altfel ce suferința ascunde în spatele acestei afecțiuni. Există o afectare a calității vieții extraordinară, atât a copiilor care suferă de dermatită atopică, cât și a familiilor lor. Suferința este generată de simptomele persistente și severe, respectiv mâncărimea și leziunile care apar pe piele, faptul că le este afectat somnul, puterea de concentrare, dar cu atât mai mult atunci când discutăm de asocierea altor afecțiuni alergice din perspectiva alergiilor alimentare severe și ulterior, pe măsura escaladării marșului atopic, discutăm despre alergii respiratorii, rinită și astm. Deci sloganul Zilei Mondiale a Dermatitei Atopice este și dacă ai ști. Și aici putem să spunem și dacă ai ști câtă suferință ascunde această afecțiune și dacă ai ști că acest copil nu este contagios și nu trebuie să te uiți urât la el și dacă ai ști că el nu poate să mănânce la fel ca tine aceleași lucruri și ar trebui să înțelegi lucrul ăsta și să nu-i pui viața în pericol. Și dacă ai ști că și el poate să fie prietenul tău și să-l primești alături de tine pentru că nu are o boală contagioasă, ci are o afecțiune cronică a pielii și pielea lui este mai uscată și mai predispusă la alergii. Deci îndemnul este categoric spre empatie prin informarea populației asupra acestei afecțiuni, asupra marșului atopic în general, cu punct de plecare, ia că dăm dermatita atopică și cu ramificarea despre alte alergice. Din câte am înțeles, va exista și un congres, va exista și o conferință săptămâna viitoare cu această temă, ce ne puteți spune? Și să empatizeze mai mult, ce anume? Săptămâna viitoare va avea loc și o conferință pe această temă și vă rugam să ne dați câteva detalii și despre ea. Asociația Română de Educație în Alergii, a cărei președinte sunt, va organiza în parteneriat cu alte asociații, Asociația de Grijă pentru Copii și Asociația celor Atopici, care va avea loc pe 23 septembrie și care va aduce alături specialiști.
Din păcate s-a întrerupt, am pierdut această legătură cu doamna doctor alergolog Adriana Nicolae. Mulțumim foarte mult pentru prezența la știrile dimineții și pentru informațiile pe care ni le-a oferit. Așadar, 14 septembrie, Ziua Mondială a Dermatitei Atopice, se desfășoară în jurul ideii If You Only Knew și invită la cunoaștere, înțelegere și empatie față de pacienții care suferă de această boală.